jucăm Granini în Minecraft. Al parcă e al cincilea videoclip din seria aceasta. Nu mai țin minte al câtea videoclip este. Ok, să încep așa și să iau vaza și să mă duc neapărat în sauna. Ca să blochez pe Granini. Vine Granini care apare aleatorium. Hai să mă ducem pe aici pe unde n-are voie Granny. Gata, Granny n-are voie pe aici. Hai să mă cumpiști ca să nu mă vadă. Am noroc că Granny nu poate să vină pe aici. N-are voie, n-are voie. Ia te jos, mă, ăștia să fie frică după. Bla bla bla, Granini, Granini, Granini n-are voie, mă duc să fac gălăgie ca să vină pe partea elaltă. Arunc faza aici și fac gălăgie. Gata, acum Granini o să vină prin partea asta și nu o să mai vină după mine. Mă duc aici în saună. Deschid poarta. Arunc asta. Pe aici, nu? Fugi, bă, fugi, bă, băi! Ha, 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 ha! Ha, 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 m-a închis-o pe Granny și a dormit. Nu poate să mai vină, să mai vie Granny. Ok, hai să luăm ciocanul, oameni buni. Am luat ciocanul și acum Granny nu mai poate să mai vină după noi, că am închis-o acolo pentru 2 minute. Deci asta, filmăm de 2 minute, deci când o să filmăm de 4 minute, atunci o să vină și Granny după noi. Iar ce avem un WC-ul? Avem weapon key-ul, hai că e bun. Putem să o împușcăm pe Granny. Hai ce avem? Oh, gasolina! Oameni buni, deci credeți-mă că de data asta nu le-am ascuns, eu le-am ascuns Granny. Care vă spunem la final cine e Granny, deci acolo nu-i nimica. Aici, da, am deblocat asta și putem să venim acum. A, și asta e de la cameră. Stai mă, că... Deci am trecut pe lângă asta și nici nu l-am văzut. Cartea, hai să spawnăm pe mama lui Granny. De câte minute filmez? Tot 2 minute. Așa că, așa, oameni, scuzați dacă se aude... Dacă s-au sunete pe fundal, ignorați-le. Punem asta aici. Direct pe masa lui Granny. Să rămână. Ei, acum intrăse că goale. Mă rog, lăsați-o pe masa lui Granny. Nu contează. De câte minute filmez? 3 minute. Ok, acum să mergem să mai căutăm. Ok, mai bine am revenit și totul e bine, tot de 3 minute filmez. Și nu, habar n-am ce e asta. Mă rog, nu contează, stai mă. Dacă tot avem weapon key. Pot să o iau, acum să luăm săgețile, sunt aceleași de data trecută. Avem și bow-ul, care de fapt este un arc, dar așa se zice pe englezește, bow. De câte minute filmez? 2-3 minute. Acum filmez de 4, s-a sculat Granny. Acum trebuie să vină Granny după mine. Doamne, am dat belea. Așa o să creadă Granny, că am dat belea. Am împușcat-o pe Granny și nu poate să mai vină după mine. Ha, ha. Stai, de că tot am ăsta ea. Cred că mai bine... ca să fiu sigur, mai împușc o dată pe Granny. De fapt, Granny, cum de n-a murit? Stai mă, dar Granny nu poate să vină după mine, bre! Timp de 2 minute! S-a băguit jocul! Bă, deci Granny s-a băguit, gata, frate, stai mă, apăs pe ăsta și-mi dă screwdriver-ul meu de toate zilele.
O să mergem și afară, dar nu acum. Hai să scot fetie, mă, mai bine. Sau nu, lasă-l. Păi, mai bună, e momentul adevărului. Ce a ascuns grenia asta a mea aici? Pe gel kill. Păi, mai bun, am rezolvat problema cu zgomotul. Acum sunt la mine în dormitor alături de grenii, dar nu vă spun cine e grenii, ha, ha, ha. Bine, oricum nu trebuie să știți cine e grenii. Hai să punem ăsta înapoi. Luăm special key-ul. Da, acum am vedeți cărțile, dar nu contează. Oh, grenii. O, am împușcă, dată că nu mai țin minte cât timp am lăsat acolo, așa că mai împușcăm. N-are voie! De la minutul 5, la minutul 7 și mi-am luat puțină mâncare ca să mai supraviețuiesc și eu puțin. Că acum Granny e tranquilizantul, deci și cu cine mă joc eu, cine e Granny, cred că nu prea înțelege ce rol are Granny, așa că... Deci am luat special Q-ul și mă duc la tarantula asta, dar n-am mâncarea. Mă, Granny are voie! Ok, gata, am rezolvat și problema asta, că nu vrea să înțeleagă Granny. Putem să mergem la tarantulă. Punem așa. Am uitat să pun camera. Dar nu contează. Măcar avem acest shears. Am luat bateria! Yay! Ok, mai buni. A trebuit să rezolv o mică problemă. Ok, de acolo am luat, așa că hai să vedem ce e la păianjen. Ok. Iau această carne de toate zilele. Cheie! Ia stai... Oh, deci Granny s-a sculat! S-a sculat Granny. Că nu știu unde e. De ce nu m-am... Na, m-am băgat în a doua zi. What is this? Unde naiba sunt? Nu înțeleg ce caut eu aici. Granny! N-ai voie! Granny nu are voie. Deci Granny stă acolo. Deci își dă respawn! Își dă respawn, Granny! Dar nu vine după mine. Seama că nu mai știu unde voiam să mă duc. A, da, afară. Stai că n-am căutat prin sertarele alea. Melon. Melon. Melon, normal că se spawnează acolo. Mi se spawnează doar dacă vreau eu. Ia stai, era ceva aici. Master, că am scăpat din casă. Dar eu scap cu mașina. Hâț! Mulțumesc lui Granini! Asta e Playhouse Q. Asta ce este? A part of shotgun. Cool. Care este levelul ăsta? Car Q. Deci nu... Stai-mă. N-am voie. Măcar știu ce e acolo.
Hai mă, că am avut noroc, ce naiba. Dublu noroc. Am găsit doar câteva chestii. Da, save cube. Nu știu unde o fi, dar totuși. Bă, nu mai știu la ce minut am pușcat-o pe Granny, dar nu contează. Pentru că am pușcat din nou. Ok. Telecomanda! Hai să-mi pușc-o pe Granny cu spray cu piper. Ok, gata. Și acum trebuie să așteptăm ceva, nu mai știu exact ce, dar trebuie să aștept. Ok, încă o parte din shotgun. Ok, Granny join again. Așa că puteam să o dau cu spray cu piper, dar merge și așa. Gata. Să pun părțile din shotgun aici și da. Păi să l-am uitat. Acum Granny is not gone. Deci trebuie să pun toate părțile din shotgun. Una aici, ăsta e bateria, nu. Mai rău parte din shotgun, că știu că le-am pe toate. Și gata, dar nu înțeleg ce-mi trebuie shotgun. Trebuie să pun tot ce am de la mașină aici. Deci ce am de la mașină? Nu car chiu, că nu trebuie să-l pun aici. Asta trebuie. Și asta trebuie. Ok, gata, mami bune, am revenit și ăsta mai trebuie să-l pun. Mai am nevoie doar de un singur lucru și gata, pot să plec, dar mai întâi să pun și gasolina. Am nevoie de safe key. Unde-i safe key-ul? Nu spune că iar am uitat să-l pun. Ok, deci unde-i mă safe key-ul, bă? Unde l-a pus Granny? Granny? Nu! Bă, de ce mă tot spawnează aici? Deci îi dau lui Granny cu spray cu piper ca să nu mă mai vadă. Ha, i-am dat lui Granny cu spray cu... Nu mă mai poți vedea acum, dar poți să te miști, dar nu poți să mă vezi. Cred că am uitat să pun un save key, că am fost peste tot. Na, mă, că poate să mă vadă, a trecut efectul. Sunt în a treia zi.
Ok, gata, am bătut-o din nou pe Granny. Deci nu mai am idee unde poate să fie safety-ul. Poate că e aici și eu iar am uitat să pun manivela. Safety-ul. Mai sunt vreo un minut și se scoală Granny sau două. Da, mă, două, la 17 minute trebuie să se scoale. Dar o să așteptăm. Ca să vadă cum plec eu din casa ei. Uite, aici pe Granny, dar nu s-a scurat încă. Înseamnă că i-am întrebat aici, la seif. Exact, mă, bloc cu motor. Cum îi spune X-Lader. Acum cu Master Key-ul, pentru că nu știu unde e pe loc Key-ul, pentru că l-am pierdut, iar am uitat să-i dau lui Granny. Folosim Master Key-ul pe post așa, gata, am descuiat ăsta. Ca să am și ușa descuiată, o să descui și ușa. Granny mai puțin și trebuie să se scoale. Nu, mă, s-a spălat Granny, iară. Unde, mă? Pe bune? Ei, ia, știi ceva? Eu fac schimbă prostească. Pentru că Granny n-are voie pe aici și mă duc așa să fac zgomot. Gata, intru aici în mașină. Înainte să-mi aranjez toate astea. Imediat, mă, că-mi trebuie mai întâi ăsta. Mă, ar veni Granny. Ok, Granny încă nu a venit, până atunci eu va trebui să sparg astea, sper că Granny să meargă mai încet. Nu să meargă mai încet, așa că eu mă ascund în mașină. Până când ea o să plece, pentru că n-are cum să mă vadă, foaha. Eu sunt hoț și de-aia. Granny n-are, mă, rău, mă, cum să mă vadă, că nu m-a văzut, mă, când m-am băgat, deci n-are cum să mă vadă. Ce vede acum este nimic. Am mai plecat odată Granny, mă, că vreau să sparg și o ușa aia de la garaj să plec. Bă, Granny, bă, deci m-am săturat, bre, gata. Nu cred că mai vine Granny. Mă duc să sparg ușa. Ok, mi-am luat toporul și acum să o sparg. Deja îmi dau seama că Granny o să mă surprindă pe aici. A dispărut Granny, ceea ce e ciudat. Acum să sparg această ușă minunată, mirifică și drăguță.
Granny n-are cum să vină, mă, mai sunt 2 minute. Deci și totuși Granny n-are cum să vină, eu aștept aici în mașină, o să fac gălăgie. Sper să trec mai repede alea 9 minute. Nu 9 minute, 2, nu, nu, ce tot zic, mă, aici? Stați acolo, ieșirea mirifică. Până atunci eu cred că o să mai controlui pe aici și... De fapt, nu, gata, știu ce voi face. Ca să-i scoale Granny. Mă voi duce acolo să mă omor. Mă rog de la Slendrina. A, da, am uitat. Abia două inimioare mi-a! Mă duc să le pun înapoi atunci. Și eu o să fac o chestie... O să-mi dau singur poison. Bă, nu merge, bă. A, mai e foarte puțin și trebuie să-i scoale Granny, bă, fugi! Ok, Granny mai are... De fapt, deja s-a sculat. Ce naiba. Am pus aici, Granny nu poate să mă vadă. Granny n-are voie aici, pa, Granny. Eu am plecat cu mașina ta. Aha, Granny, am plecat, Granny, am plecat. Aha, Granny, am plecat. Hâț, Johnule. Stați o leacă. Ok. Oameni, bună, s-a pus videoclipul nostru de astăzi cu Granny în Minecraft alături de Andrei, boss A. Abonați-vă și la el. Bă, Andrei, boss A, lovește-mă și tu zombiul ăla. De fapt, stai mă că îi dau eu poison. Îi dau eu poison și după îl pocnești tu, bine? Ha. Ok, oameni buni, ăsta a fost și... Stați o leacă. Hai, Andrei, vino. Stai puțin. Ăsta a fost episod, mă, nu live. Ah. Nu, că n-o să fac eu live. Ok. Hai, Andrei, vino aici lângă mine. Uite, ai așa. Fac o mică pozică, imediat să pornesc ăla. Să schimba skin-ul Granny. Eu am bunul să pușim videoclipul de asta, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. De ce nu mă lasă să nu știu. Ăsta a fost și videoclipul de astăzi, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like. Nu uitați să vă din GamerCraft și Andrei Boss A. Și noi ne revedem data viitoare la alt episod. Pa! 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 Pa!